La doar 2 săptămâni după ce a fost eliberat din arestul preventiv, Ciprian Pian, liderul clanului Duduianu, ajunge din nou după gratii. Bărbatul a fost reținut acum pentru că și-ar fi sechestrat iubita în portbagajul mașinii. Magistrații au decis că își va petrece următoarele 30 de zile în arest. Haide, mă! Ia uite, mă! A venit șeful acasă, băi, gata! Sunt imagini de la începutul lunii când Laurențiu Duduianu, zis Ciprian Pian, a fost întâmpinat de rude la ieșirea din închisoare. 6 luni a stat în arest preventiv în urma unor acuzații revoltătoare: pornografie infantilă, agresiune sexuală și corupere sexuală. Pian și-ar fi înregistrat chiar și băiețelul de 3 ani în ipostaze indecente. Videoclipul nu a fost încărcat pe internet, dar a fost văzut de fosta soție, care a mers la poliție și a depus plângere. Pian ar fi explicat că gesturile sexuale sunt semn al maturității și masculinității. Poliția! Acum, la nicio lună distanță, Ciprian Pian a fost din nou arestat preventiv pentru lipsire de libertate după ce și-ar fi sechestrat fosta iubită. Un bărbat în vârstă de 34 de ani ar fi introdus în portbagajul autoturismului o femeie de 32 de ani, împotriva voinței sale, deplasându-se într-o direcție necunoscută. 2 ore s-ar fi plimbat cu mașina. Faptele s-au întâmplat în noiembrie, dar ar fi ieșit la iveală abia în aprilie. Femeia a refuzat inițial să colaboreze cu poliția de frica lui Duduianu. În ultimii ani, viața acestuia s-a împărțit în luni întregi petrecute după gratii și scurte perioade de libertate, în care a comis alte fapte pentru care a ajuns din nou la închisoare. A fost arestat preventiv inclusiv pentru tentativa de omor, după ce ar fi încercat să-l ucidă pe criminalul fratelui său mai mare, Emi Pian. Interlopul a fost omorât pe 4 august 2020 într-un scandal pornit la un joc de barbut. În mormântarea lui Emi Pian a dus la demisia șefului poliției române. Liviu Vasilescu s-a retras din funcție după ce s-a aflat că împreună cu alți ofițeri de rang înalt din Inspectoratul General al Poliției României s-a întâlnit cu membrii ai clanului Duduianu. Vasilescu spune atunci că întâlnirea nocturnă a avut loc ca să grăbească mormântarea interlopului și să prevină eventuale incidente. A fost o operațiune oficială a poliției pentru a asigura prin toate mijloacele legale siguranța cetățeanului. Această abordare a situației pe care am avut-o și atât de contestată de mulți a condus la un rezultat bun, pentru că acum nu avem alte victime. 100 de polițiști, jandarmi, dar și luptători de la trupele speciale au supravegheat mormântarea lui Emi Pian, încadrată în categoria evenimentelor cu potențial de risc ridicat.